Președintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Vaslui, după ce a primit 1.250.000 lei compusă din 2.500 de bancnote cu cupiura de 500 lei într-o geantă maro. Interesul lui Buzatu nu era legat de pescuit, afirmă procurorii DNA. Flagrantul a fost organizat vineri seară, în apropierea unei bălți din Vaslui. Procurorii DNA au filmat toată acțiunea. Se vede cum Buzatu primește o geantă mare de la denunțător. Anchetatorii au stabilit că mita era de la un om de afaceri, pentru acordarea preferențială a unui contract. Procurorii au refăcut filmul întregii acțiuni și explică în referatul lor cum s-a derulat întâlnirea dintre Buzatu și denunțător. După flagrantul DNA au urmat percheziții și audieri care s-au prelungit până spre zorii zilei. Dumitru Buzatu a fost reținut și încătușat spre ora 4:00. Sâmbătă seara, judecătorii au decis arestarea sa. Procurorii anticorupție i-au scotocit câteva ore domeniul din Zăpodenii. La percheziții a participat și fiul său, Tudor Buzatu, secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului. Minute în șir cei doi sunt suprinși cum se sfătuiesc și vorbesc șoptit. Nu comentez, o să vedem ce spun organele de urmărire penală. Eram în Vaslui, am văzut la televizor. M-am dus la el, nici acolo nimeni nu a spus nimic, a declarat Tudor Buzatu, fiul lui Dumitru Buzatu. În acest timp, la poartă l-au așteptat apropiați veniți să-l susțină. Consilieri, directorul Gasepec și primarul din Ștefan cel Mare. Cu bagajele făcute, Buzatu e băgat în mașină și dus la audieri la DNA Iași. Percheziții au fost acasă și la fosta soție, deputatul Gabriela Crețu. Niște comisari de la DNA au vizitat casa mea unde el nu a locuit niciodată, nu a avut adresa niciodată și unde locuiesc eu. Aseară. Avea un mandat pentru el, m-am trezit cu un grup de 5 persoane care au intrat pe poartă, spune Gabriela Crețu, deputat PSD. Potrivit DNA, Dumitru Buzatu, baronul PSD de Vaslui, a primit mită 1,25 de milioane de lei reprezentând clasicul comision de 10% din valoarea unui contract de peste 12 milioane de lei pentru modernizarea drumurilor județene. Reprezentantul firmei a formulat un denunț la DNA și a colaborat cu anchetatorii. A acceptat ca la întâlnirile cu Dumitru Buzatu să poarte asupra sa aparatură de înregistrare și microfoane. Așa a fost filat baronul de Vaslui, din mai până la începutul lunii septembrie. Vineri, în jurul orei 17:00, Buzatu și denunțătorul s-au întâlnit la un restaurant.